Oameni buni, vă întrebați vreodată care e momentul ăla în care am pierdut controlul asupra lucrurilor care altădată ne făceau viața interesantă? Nu mă refer la cine știe ce dezmățuri sau mâncăruri, băuturi din astea. Nu, nu. Mă refer la faptul că iarăși încep cu când eram eu mic, acum 20-25 de ani. Când aveai nevoie de o informație, trebuia să muncești un pic pentru a obține, nu? Spun asta pentru voi, cei pentru care primele cuvinte au fost nu mamă, tată, papa, ci YouTube, internet, Facebook sau Instagram. Să spunem că este anul 1994 și tu citești din novelele lui Mircea Eliade. Ai ajuns la pasajul din La Țigănci când profesorul Gavrilescu vorbește în tramvai despre Lawrence al Arabiei și te gândești că ori Eliade a greșit că nu are cum să fie Lawrence un nume arabesc, ori e altceva la mijloc. Cum faci să afli? A. Dai un search pe Google. B. Dai un telefon la un prieten. C. Dai un search prin bibliotecă. D. Te duci la bibliotecă. Aștept răspunsurile voastre. Dacă răspunsul tău a fost A, atunci clar, nu o să-ți vină să crezi, dar în 1994 Google avea minus 4 ani și chiar dacă așteptai până în 1998, când a fost înființată compania, stai liniștit. La început, nici ei nu știau de unde să-ți spună ție de Lawrence al Arabiei. Deci, nasol. Aveai nevoie de o informație rapidă și cel mai rapid mod de a obține era efectiv să fugi, să fugi până la bibliotecă, să cauți o enciclopedie istorică, să te duci la index și dacă aveai noroc, găseai o referință despre Lawrence al Arabiei. Aflai că era britanic, a luptat în Arabia împotriva turcilor și apoi te documentai mai departe, citind despre campaniile în Orientul Mijlociu din Primul Război Mondial, etc. Deci, ca să înțelegi ce citești, trebuia să citești mai mult. Unii dintre noi, ăștia de 30 și mai mult de ani, în fine, ne amintim de acele vremuri. Și, aș vrea să fiu sincer, avem sentimente duale. Adică, da, pe de o parte sunt recunoscător că dacă mă interesa ceva, trebuia să sap după informație. Astfel, aflam lucruri și mai interesante sau nu. Și în tot acest proces învățam mai mult decât inițial pentru informația aia care trebuia căutată și memorată dintr-un motiv foarte simplu, că era mai greu să uiți în condițiile în care până găseai ceva treceau ore sau chiar zile prin bibliotecile publice sau cele ale prietenilor. Oricât de mult mi-aș dori să vorbim despre the good old days și să mai bat câmpii un pic cu Eliade, eroi din Primul Război Mondial și alte alea, după această lungă introducere am și un subiect medical, vă promit. Am plecat de la ceea ce cred eu că este o pierdere de control asupra informației. Abundența de informații aflată online și la dispoziția noastră în orice moment are în mod cert părți foarte bune, intuitive de altfel, de către oricine are de făcut orice fel de cercetare, scutește timp, resurse, nu este dependentă sau limitată de tiraj, traducere, ediție, etc. Și mai are un avantaj incredibil, este gratuită, mă rog, marea majoritate. Pe de altă parte însă, cea mai importantă problemă a informației de pe internet este credibilitatea. Da, știu cum sună. Eu sunt un tip care oferă informații pe internet. Dar tocmai asta vreau să vă spun. Indiferent că flutur eu diploma mea de medic când vă spun câte una sau alta despre boli, tratamente și idei, convingerile mele și ceea ce am învățat eu și am aplicat se opresc la limita dorinței voastre de a le accepta sau nu. Și nu, nu-mi doresc în niciun caz să fiți de acord cu mine. Vă rog, contraziceți-mă cu argumente sau cu părerile voastre și astfel învățăm împreună câte ceva. Dar problemele medicale tratate pe internet, ei bine, sunt o chestiune dificil de abordat. În primul rând, fiindcă sănătatea nu e un lucru de joacă, la fel cum e o opinie despre fotbal, despre politică sau despre cât de virgină este vreo vlogăriță. Nu mă întrebați cum am dat peste canalele ăstora cu generația stricată, nu contează. Sănătatea este o chestiune serioasă și sfaturile medicale, mai ales cele referitoare la tratamente și simptomele bolilor, ar trebui să fie primite de la medici. Asta este părerea mea. Învechită sau nu, o susțin, fiindcă știu și văd zilnic ce monstruozități se vehiculează prin mediile de socializare și cam ce stigmatizat a ajuns meseria de medic în goana după senzaționala mass-medii românești. Văduvită, sigur, de irinei, columbeni, capatoși, fufe efemere, tare asta, merită un hashtag, pop excitați și tot felul de corupți. Ca să ne păstrăm verticalitatea, noi, medicii ăștia mai tineri, trebuie să luptăm cu toate astea plus dinozaurii care speră să se ridice tătuca Lenin din frigider și să mai pună, domnule, odată ordine în societatea asta pervertită.
Da, nu e o alegorie și nici nu e o exagerare. Este realitatea pe care eu și alți colegi de-ai mei o trăim. Și este foarte diferită de ceea ce se vede din exterior, adică de la voi. În linii mari, dați-mi voie să vă expun motivele pentru care ar trebui să vă consultați totuși cu un medic, indiferent de ceea ce ați auzit, citit sau văzut pe internet, fără a face neapărat apologia meseriei pe care o practic cu mare plăcere și pentru care mi-am neglijat tinerețea, familia și nu în ultimul rând sănătatea. Da, ați auzit bine, sănătatea. Fiindcă medicii, indiferent de specialitate, au senzația că atunci când vine vorba despre ei, le știu pe toate și lor nu li se poate întâmpla nimic. E un fel de mecanism reflexiv, fiindcă vezi atâta suferință în jur încât în inconștient spui că nu mai are domne unde să încapă mai mult, nu ai cum să faci și tu. În primul rând, un medic este o persoană instruită în fix problema ta. Adică a făcut 6 ani de facultate, 5 de rezidențiat, încă 5 de specialitate pentru a fi medic primar. Adică 6 plus 5 plus 5, 16. 16 ani în care oricât de bocciu ar fi, sigur a văzut boala cu care pacientul s-a prezentat în fața lui. Dar nicio problemă, nu a mai văzut, nu se pricepe prea bine, 100% este în stare să vă direcționeze către unul mai specialist, mai deștept, mai pregătit, mai frumos. În al doilea rând, medicul și doar el este singurul care răspunde legal pentru deciziile pe care le ia în ceea ce privește diagnosticul, tratamentul și investigațiile prescrise. Uite, asta nu înțeleg ăștia care mă înjură la clipul ăla cu gripa. Tu stai și turui pe internet despre conspirații și alte rahaturi. Cum că ai aflat tu despre noua ordine mondială? Vă dați seama, a aflat Gicu din Onești despre cum populația globului este special omorâtă ca să fie mai multă șaorma pentru americani. Scuze, Gicule din Onești, chiar nu te cunosc. Să trăiești și să te vaccinezi. Când însă vine vorba să își asume cineva un lucru, toți oamenii ăștia intoxicați cu ceea ce se numește fake news, care e de fapt un fel de shit news, fac un pas în spate și dau o înjurătură printre dinți. De asta oameni buni trebuie cineva care să-și asume ce spune și ce face când vine vorba despre sănătatea voastră. Că ăla care a pus parafa a înțeles că nu mai există cale de întoarcere și răspunde în fața legii dacă nu are dovada clară, fizică și indubitabilă că așa trebuie făcut. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, haideți să vă mai spun un secret. Oamenii sunt unici, indiferent de cât de mult își dorește societatea să ne înghesuie în categorii, în grupuri și să ne facă statistici. Fiecare dintre noi este un individ liber, cu o minte proprie și cu o sănătate proprie. Din momentul în care ai plecat cu geanta ta de rafie plină de zacuscă la facultate sau oriunde ai fi plecat de acasă, părinții, oricât de mult și-ar dori, nu mai pot controla sănătatea ta în felul în care o făceau atunci când erai mic. Fie că era așa sau așa. Oamenii sunt stăpâni și direct responsabili pe sănătatea lor, marea majoritate fiind conștienți de asta. Cu toate că fumează, beau alcool, unii se droghează sau mănâncă haotic și incorrect. Această idee că oamenii sunt unici și direct responsabili pentru sănătatea lor este și ideea principală a acestui clip, pe care ați aflat-o acum mai spre final. Când ai simptomele unor boli, indiferent dacă tu le consideri grave sau mai puțin grave, caută pe internet, nu zic nu. Ba chiar te încurajez să o faci, pentru a afla câteva idei despre posibila boală și evoluția ei, astfel încât să fii în temă atunci când vei discuta cu medicul tău. Dar du-te la un medic. Ești o ființă unică, ai nevoie de o abordare personalizată, mulată pe individualitatea ta, nu aplicată tuturor. Primul lucru memorabil pe care l-am învățat ca student la medicină, nu l-am învățat de la facultate, așa cum ați putea crede. Nu. L-am învățat în trenul Iași-Vaslui, personalul groazei, cum era numit de către navetiști, care era un fel de atelaj dezmembrat pe șine de cale ferată, care oprea în 13 stații pe o distanță de 55 de km și în care te simțeai ca în Star Trek, pe nava Enterprise. Nu datorită tehnologiei avansate, ci datorită bogăției speciilor humanoide din jur. În fine, vă spuneam că cel mai important lucru l-am aflat de la un moș, care explicându-mi boala sa, bătrânii fac asta des cu tinerii care își fac timp să-i asculte, mi-a spus că nu există boli, există bolnavi. Știu că ai auzit și tu asta, gândește-te un pic la ea. Gândește că înainte de a te ascunde în spatele unei fraze reconfortante, scoase din context de pe internet, care cumva te asigură că ai luat decizia corectă să nu-ți vaccinezi copilul, să nu te duci la doctor, să nu spui nimănui de umflătura aia de la sân, că te-ai lovit în 1985.
Înainte de toate astea, du-te și consultă-te cu un medic. Cu medicul tău de familie, care cunoaște istoricul tău, familia ta, patologia ta și poate să te îndrume sau să te liniștească. Nu spun să faci ce spune medicul dacă tu nu-ți dorești lucrul ăsta. Nu! Fă ce vrei tu cu viața ta și sănătatea ta. Ești direct răspunzător, dar fă-o asumat în fața unui doctor. Spune, da, doamna doctor, nu vreau să mă vaccinați. Semnează în registrul de consultație a doctorului și astfel îți asumi cu semnătura ta și în fața unei autorități abilitate, care este doctorul, că asta este decizia ta. Mergi la un doctor. De ce să te tratezi după cele scrise pe internet de persoane a căror pregătire medicală nu o cunoști și care, poate cu cele mai bune intenții, au scris acele sfaturi pentru toată lumea. Dar tu ești o persoană aparte. Ești un caz particular. Mergi la medicul tău de familie. Și dacă medicul tău de familie este o tipă de maxim 30 de ani care arată așa, trebuie să fii nebun să nu te duci măcar în fiecare săptămână să-ți verifici tensiunea sau, mă rog, inventezi tu ceva. Oameni buni, vă mulțumesc că vă uitați la videoclipurile mele, vă mulțumesc că ați rămas până la acest punct. Nu uitați să vă abonați, să dați clipul acesta pe Facebook, pe WhatsApp sau pe orice alt mediu de socializare, împachetați-l într-o hârtie, băgați-l într-o cutie poștală, orice vă este la îndemână. Știu, toată lumea care are un canal de YouTube spune asta, însă vă spuneam și la început, ajută foarte mult. Și nu uitați că cele 10-12 minute pe care le-ați câștigat uitându-vă la acest videoclip vin după minim 4-5 ore de scris, filmat, editat, etc. Mulțumesc! Și să fiți sănătoși. A, și dacă sunteți înscriși la domnișoara doctor de familie din descrierea de mai sus, dați-i un link cu acest canal. Nu fiți egoiști!